cum e nevoit a fi ținut. Și în Iordan de la Ioan s-a botezat pentru mântuirea noastră Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a cărei icoană alăptătoarea de la Țigă se cinstește aici și este ocrotitoarea acestei familii, pentru rugăciunile Sfinților Cuvioșilor Părinților noștri, Macarie cel Mare, Macarie Alexandrinul, Macarie Romanul și Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și a Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, ocrotitorului pruncului care s-a botezat acum, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Pahomie de la Glidrul Bistriței și ale Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudei, Atanase Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, și ale tuturor Sfinților care au drăsit în aceste ținuturi și ale tuturor Sfinților Români, pentru rugăciunea cinstitului Măritului Proroc înainte mergător și Botezătorul Domnului Ioan, ocrotitorul acestei mănăstiri și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amen. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Dumnezeul nostru, iubiește-ne pe noi. Amin. Primește acest cuvânt din brațul Maicii. Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi dintr-o toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o pune, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi sub sfânta acoperă Mântule Tău. Dacă Adelina a primit-o pe Elena pe brațe, băiețelul Efrem Macarie a fost primit de tată pe brațe. Iată ce frumos s-a împlinit această lucrare, această binecuvântare treimică a familiei care arată iubirea preasfântă și de viață pe care orice părinte, orice mamă împreună cu copilașii pot spune la oaltă, trei noi, trei voi, mântuiți-ne pe noi. Așa să spuneți și voi, chiar dacă sunt 20 de copii într-o familie. E tata, e mama și copiii la oaltă. În treime suntem cu toți. Și este minunată această lucrare a mântuirii noastre, a mărturisirii noastre. Așadar, v-am oferit în dar la nuntă icoana Maicii Domnului Alăptătoarea, unde sunt și cei doi cuvioși părinți, Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul și Macarie Romanul, a căror nume îl poartă micuțul, cuviosul mucenic Efrem, de asemenea ne protejește, însă am găsit de prință această icoană Maicii Domnului Milenia, se numește, a Sfântului Serafim de la Sarov, să vă ofer astăzi la taina botezului, micuțului nostru, Efrem Macarie, care, iată, Domnul ni l-a dăruit întreg, sufletește și trupește, și se cuvine să spunem, minunate și Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și ce un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Și Părintele Nicodim a fost uimit, a fost nedumerit. Cum te-a ales Gelu și Adelina, părmoare? Dar Părinte, Gelu a venit să-și caute unirea, s-a trecut primar în cer, și s-a redresat și a venit la Cormaia și s-a rugat aici, Maicii Domnului, să-l găsească unirea asta. Și el se gândea atunci că e o fată oarecare pe aici, care ar putea pe soția. Dar tainic îl aștepta Adelina, mai un pic mai la mare. Și tocmai aici a fost binecuvântat și a fost scos la liman către a Sfânta Născătoare Dumnezeu și pentru că au trecut printr-o mare încercare cu copilași, care au pus de cele mame, și Dumnezeu i-a miluit și i-a miluit pe ei și ne-a miluit și pe noi, au hotărât să vină la Cormaia, fundul și eu, în aceste zile aici, ca să își boteze copilașul, cel de-al doilea copilaș. Vă doresc să aveți cât mai mulți copilași.
da? Cât mai mulți copii și să ne chemați și la următoarele botezuri, fiindcă noi dacă o să facem demersul din timp, la Rafa Sfințitul Mitropolit Andrei, îi putem boteza și cu ceilalți nouă, tot aici. Da, sau poate chiar pe ceilalți 10, ca să fie 12. Ceata apostolească. Da. Adelina e plină de râmnă și de dragoste. Și fiindcă contează și râmna tatălui, dar mai mult contează râmna mamă. Fiindcă ea, femeie, este purtătoare de om. Cel mai mare dar pe care îl are femeie în această lume. Să nască, să nască. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și după rânduiala mănăstirii, înainte de a merge la trapeză, să gustăm așa duhovnicește din trapeză aici la mănăstire, voi sunteți o familie duhovnicească prin excelență, iată, sunteți ostași al lui Hristos, așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel și am spus la botez în rugăciune, ați auzit, ne rugăm, Doamne, să devină ostaș nebiruit, așa, este fiecare membru îmbrăcat în Hristos al Bisericii, ostaș nebiruit și ostășit să ne fiu. Așa este binecuvântat în taina botezului, să fie în Hristos și Biserica. Așadar, așa să fie și Efrema care, așa să fim cu noi, noi cu toții, pe toate să le biruim pentru Hristos și Raiul împreună să îl dobândim aici și în veșnicie. Amin. Amin. Acum, haideți cu toții, într-un glas și într-o inimă, să cântăm pentru micuțul Efrema care și pentru părinți și pentru nași, pentru noi toți, la mulți ani plini de Hristos, iar la final, după cântare, eu o să vă miresc pe fiecare în parte, o să sărutăm icoana Maicii Domnului Alăptătoarea, a cărei copii am încredințat-o în această Sfântă Chinovie și mulțumim pentru găzduire Părinte Nicodim, Maica Stareță Sebastian și sobor de măicuțe și surori iubitoare de Hristos, mulțumim din adânc de suflet pentru că ne-ați primit cu atâta dragoste și căldură aici, în Țara Sfinților Năsăude. Vă mulțumim din adânc de suflet și, deci, după cântarea binecuvântată și frumoasă pe care noi întotdeauna o intonăm la aniversări, o să vă pun unde lemnul mânghierii pe toți cei care sunt aici, toți cei care sunteți aici de față. La mulți ani plin de Hristos, micuțului Efrem Macarie, părinților nașilor și vouă tuturor. Amin. Amin. Mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dă Domnul toate măriți, zile senine și fericite.